6 milioane, dintre care 1,5 milioane sunt copii. Aceștia sunt oamenii care au trăit istoria, dar nu au putut să o spună mai departe. Sunt victimele Holocaustului. Au murit în teroare, au murit bagiogoriți și fără identitate, ca niște oameni care par să nu fi avut trecut și nici pe departe viitor. 50 de fotografii alb-negru realizate în lagărele de exterminare de la Auschwitz, Birkenau și au fost realizate de artistul fotograf Chiki Janosch și au fost expuse astăzi la sinagoga neologă Sion din Oradea. Sunt imagini care îți taie răsuflarea. Aflăm mai multe chiar acum de la autorul acestor fotografii. Bună seara! Bună seara! Mulțumesc pentru prezență în primul rând și vreau să vă întreb dacă puteți să exprimați în cuvinte ce ați simțit atunci când ați realizat aceste fotografii și cât de greu v-a fost. Anul ăsta am făcut o călătorie, adică o excursie în Auschwitz, Birkenau și Mauthausen. Eu m-am dus pe ca să fac pozele, pentru că eu sunt fotograf al Debrecen și Oradea Airport și am crezut că pot să fac ca să ajungă la mai mulți oameni prin care au trecut, oamenii care au ajuns în Auschwitz sau Birkenau și Mauthausen. Și cât de mult credeți dumneavoastră că ne ajută aceste fotografii ca să ne reamintim sau să păstrăm în memorie și să învățăm din aceste fotografii? Ce învățături ați tras dumneavoastră? Până când am ajuns eu acolo, n-am crezut că am auzit foarte mult despre lagărele care au trecut, dar când ajungi acolo, dai seama prin ce au trecut oamenii care au fost transportați și după aia omorât și după aia au ars lagărele acolo. No. Cu ce gânduri v-ați întors? Ce anume? Cu ce gânduri v-ați întors de acolo? Am avut o colegă de liceu care a zis mie că ai fost pe acolo? Da, am fost pe acolo. Zice, n-aș mai putea să mă întorc acolo, atâta grozenie, am găsit acolo, dar eu, ca fotograf, eu m-am dus ca fotograf acolo. Dar și eu m-am simțit groaza prin ce au crezut, trecut oamenii, copii, oamenii, femei și bărbați când au fost despărțit și au dus la camerele aia de gaze și numai atunci poți să dai seama când... Degeaba vorbesc eu, taică meu de 4 ani a fost în la Ruș și tot au vorbit prin cât au trecut. Și asta vreau să spun că atunci dai seama când ajungi acolo și vezi prin cât au trecut prin oamenii ăia, atunci dai seama că cum a fost acum de 85-80 de ani, 75 de ani. Da, domnule Janosch, vă mulțumesc tare mult pentru discuție. Și eu mulțumesc foarte mult.